vine cineva și începe să explice o altă metodă de a fi mai bine în viața noastră de zi cu zi. Și cel care vine și prezintă și dă o rețetă, nu face altceva decât să-l scoată pe om dintr-un tipar și să-l bage în alt tipar, dar să știți că problema nu s-a rezolvat. De aceea am adus aici un desert care pentru mine este foarte important, să zic așa, și sugestiv, care nu reprezintă nicio icoană ortodoxă, nici ceva legat de viața noastră de zi cu zi, ci este un desert pe care noi trebuie să-l privim cu ochi, să zic așa, duhovnicești. Este vorba despre un om care urcă muntele la un înțelept. Vedeți că el nu este într-o poziție ortodoxă, nu reprezintă un sfânt creștin. Este un înțelept care stă pe un vârf de munte, în fața unei peșteri, și acolo se pare că el are toate lucrurile aranjate. Vine omul și face efortul. Cum ați făcut frățiile voastre, v-ați luat din timpul vostru, ați plecat de acasă, ați ajuns până aici și aveți frământările, gândurile care le aveți în minte și în inimă și ați spus așa, poate mă duc la cineva care are o anumită experiență și poate mi-așează un pic gândurile ca să nu mai fie învălmășeala din mintea mea. Dar de foarte multe ori, uitați-vă aici, cel care are postura de înțelept sau cel care povățuiește, chiar dacă are cubul acesta aranjat, pus pe culori, structurat, după o rânduială, după o formă, el însuși este într-o formă. Pentru că, chiar dacă este un cub bine organizat, el nu a reușit să treacă cu mintea dincolo și nici acesta, nici acesta, de fapt, nu văd lumina. Nu văd lumina soarelui. Problema noastră tuturor este următoarea. Noi avem o imagine greșită despre Dumnezeu, o imagine greșită despre noi, despre viață, despre tot ceea ce ne înconjoară. Am proiectat, să zic așa, după mintea noastră, niște forme care nu sunt conforme cu ce ne-a spus Dumnezeu despre El, cum s-a revelat El. Ne l-am închipuit după ceea ce am primit de la bunica, de la tată, de la societatea în care ne aflăm noi, de la mama, de la prieteni și a zis că Dumnezeu este undeva acolo sus, ne iubește și El are o singură misiune ca să ne îngăduiască, să ne povățuiască, să ne ajute și toate celelalte, iar noi suntem cu gândul nostru despre lume și viață. Din cauza aceasta, să știți, frățile voastre, că nu merge nimic în lumea aceasta. Și nu merge nici din perspectiva celui care caută, să zic așa, adevărul, nici din perspectiva celui care crede el că a atins adevărul. De aceea, singura soluție pe care noi o avem este aceea de a ne raporta așa cum se cuvine la Dumnezeu, care se spune clar în Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este iubire. Și când vorbim că Dumnezeu este iubire, gândim că El trebuie să ne ajute, să ne pronieze, să ne susțină, să aibă îngăduință față de noi ca niște copii și să ne iubească. Și este undeva o forță care are această misiune. În momentul în care am gândit așa, nu gândim ca niște creștini ortodoși care se închină Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și Dumnezeu este iubire pentru că Tatăl are un Fiu din veșnicie, că Tatăl îl iubește pe Fiul și Fiul îl iubește pe Tatăl și Duhul Sfânt iubește pe Tatăl și pe Fiul și acest Dumnezeu la care noi ne închinăm este o treime de persoane în comuniune de iubire. Dacă nu se pleacă de la această vedere clară despre Dumnezeu, despre creație, despre om, toate încercările noastre de a ieși din frământările în care ne aflăm, nu sunt altceva decât o mutare dintr-o închisoare în altă închisoare, dintr-o temniță în altă temniță, dintr-o structură în altă structură și vom căuta până la sfârșit, pentru că raportarea noastră nu este corectă.